Raro aici cu tine și am revenit cu invitatul pe care ți l-am promis încă de la începutul emisiei. Este actor, a jucat în piese de teatru și în reclame, dar îl știi sigur și de la Survivor România 2023, unde a luptat cot la cot cu ai săi colegi din echipa războinicilor. Andrei Neagu este în studioul nostru. Bine ai venit la Trăinet, Andrei! Bine v-am găsit, dragilor! Cum ești? Îți place la noi? E o atmosferă foarte faină și mă bucur că sunt aici astăzi cu voi și... Aha. Mă bucur că, deși afară este destul de înourat, acum în studio la voi totul este super veselie și mă bucur că sunt aici. E cu soare și cu voie bună întotdeauna aici, să știi. Ai zis că e pentru prima dată la radio și la noi, dar și la radio în general, nu? Ai mai avut o experiență de genul ăsta cândva? Și la voi și la radio în general este pentru prima dată pentru mine. Mm-hmm. Nu se văd emoțiile și nici nu se aud, însă cu siguranță... Să sperăm că nu o să fie pentru ultima dată. Evident, normal. Am zis că ești actor, dar ce mai faci pe lângă asta? Știu că mai studiezi și arhitectura. Da, traseul meu a fost unul destul de interesant, pentru că am făcut liceul de artă în Constanța, pe profilatura de arhitectură. Am continuat pe domeniul ăsta și într-un moment prielnic mie, m-am întors dintr-o vacanță din Spania, am decis să merg și la actorie. Mai aveam doar o lună de timp să mă pot pregăti și am zis, hai, de ce nu? Și am ajuns acum să fiu și actor. Da. Și ce alte pasiuni mai ai pe lângă toate astea, actorie și arhitectură? Avem timp. Da, desigur. În primul rând, da, actoria face parte din viața mea și este focusul principal pentru mine. Îmi plac foarte mult și vacanțele. Cred că s-a și văzut chestia asta, cei care nu știu, pe Instagramul meu. Cel puțin am destul de multe fotografii în care am tot mers peste tot. Și muzica, fotografia, na, tot ce înseamnă zona asta de artă. Și dacă tot ne-ai dus în zona asta a călătoriilor, a vacanțelor, pe unde îți place ție să călătorești? Sau dacă ai un loc de suflet, unde te-ai întoarce de fiecare dată? My second home ar fi Spania. Absolut tot ce înseamnă de Spania este pentru mine. Și putem să începem cu Bilbao, Madrid și Barcelona. Și ne oprim, să zicem, aici, pentru că sunt orașele mele de suflet și acolo vreau să rămân. Mm-hmm. Și unde nu ai merge încă o dată? Ai avut vreo astfel de locație în care nu te-ai simțit bine? Peste tot mă simt bine, pentru că indiferent de locul în care ajung, eu contez cel mai mult și energia pe care eu o dau locului. Și să zicem că am avut niște lucruri în care poate nu m-aș fi simțit eu confortabil la început, când am fost prima dată în Franța, în Paris, dar mi-a plăcut foarte tare energia pe care eu am dat-o locului. Mm-hmm, frumos spus, da, elegant, da, da. Chiar. Dar călătorești singur sau ești însoțit de prieteni? Cum alegi să faci călătoriile? Am călătorii în care mă duc și singur și cu prietenii. Nu țin neapărat de o singură persoană sau de un grup de oameni cu care să merg. Mă duc pentru mine, pentru a mă putea dezvolta și pentru a putea să văd locuri noi. Adică vacanțele nu trebuie să fie neapărat foarte, foarte lungi, nici să stau la un resort. Prefer să merg într-o zonă în care să mă simt bine, să cunosc oameni noi, locuri noi și de ce nu... Pe partea și culinară îmi place foarte mult să mănânc, mai ales acum de când m-am întors din Survivor, mănânc non-stop și înainte și găteam. Acum am început să gătesc din ce în ce mai des, pentru că toată lumea zice, bă, ai venit acasă, hai să mâncăm, haideți să gătești, să ne faci de mâncare. Așa că peste tot unde mă duc, culeg de acolo și rețete. Și bineînțeles, nu sunt stalker, dar te-am urmărit și am văzut că aseară ai făcut o prăjitură. Ce prăjitură? Da, mă bucur că ai văzut. Trebuia să aduc și aici, nu? Nu neapărat, că e bine, suntem la regim. Am făcut o negresă. Mi era foarte, foarte poftă și toată lumea din jurul meu zicea, bă, trebuie să gătești ceva, că ai venit și n-ai mai făcut nimic. Și am fost așa pe întâlniri, să zicem, cu două, trei persoane și toată lumea zicea, ok, bine, faci paste astăzi, ok, dar ceva dulce când faci? Am zis, bine, ok, hai că este timpul să fac și ceva dulce. Și uite că s-a întâmplat. S-a întâmplat. Și să revenim la Survivor. Ai stat acolo 5 săptămâni în show, ai rezistat cu brio, așa cum ziceam, ai luptat cot la cot cu colegii tăi din echipa războinicilor. Nu ești un sportiv, asta ai declarat tu, dar uite că te-a ajutat mentalul. Cum a fost experiența? Psihic, foarte bună. Și m-am tot gândit când am plecat în Survivor ce am avut eu în cap, de fapt, pentru că în afară de faptul că am făcut în not înainte când eram mai mic și am și jucat tenis, nu le-am cu sportul, s-a și văzut, dar poate a fost o strategie, cine știe, poate dacă aș mai fi rămas, poate aș fi adus și mai multe puncte sau aș fi început să aduc puncte. Pe partea de traseu, până să ajungem la partea de finalizare, pe traseu am fost ok și chiar cot la cot sau chiar poate puțin în față.
ceea ce înseamnă că nu trebuie neapărat să fii o persoană cu veleități sportive pentru a putea să mergi în astfel de show-uri. Și pentru mine a fost foarte important să le arăt oamenilor că, deși sunt un om simplu care nu a făcut treaba asta la o performanță, să poată să își depășească limitele pe zi ce trece și să facă treaba asta cu mare drag. Pentru mine a fost o experiență în care să învăț, să mă distrez și să trec peste anumite hopuri, să zicem. De ce nu? De ce nu? Știi că fricile se înving tocmai prin, când treci prin ele. Tocmai. Când le înfrunți. Și... te-ai pregătit pentru competiție înainte? În vreun fel? Nu. Așa. Adică să zicem că am mâncat puțin mai mult pentru că deja știam unde o să ajung, faptul că nu o să am absolut nimic din confortul meu de acasă, începând cu baia, cu mâncatul, cu dormitul. Și am încercat să trec peste perioada asta de sărbători în care să-mi aduc un aport caloric mai mare corpului acestuia de zeu, ca să folosim cuvintele spuse în Survivor, nu mie, dar altora. Niciodată nu-i târziu. Dar a fost o experiență foarte tare și în momentul în care am ajuns acolo în Dominicană și ni s-a luat absolut tot telefonul, bagajul cu care noi venisem și ni s-a dat doar un rucsac în care noi am avut anumite lucruri, adică hainele cu care eu eram pe joc și pe traseu și trainingul acela MOV, în momentul acela mi s-a luat absolut totul și am rămas așa, băi, noi suntem singuri aici, noi am ajuns fără să știm unde suntem, pe o scândură 12 oameni dormind ca niște soldăței americani în care nu știu dacă o să plouă, dacă dormi sub clar de lună, dacă ți este frig, dacă ți este cald, nu aveai cu ce să te înveleși, ți era foarte foame, pentru că, deși acasă, poate, cred că cu siguranță toți avem zile în care mâncăm o singură dată, nu? Uh-huh. Ei bine, acolo, dacă nu mâncam o zi, era ceva îngrozitor și s-a întâmplat. Adică până să ne dăm noi seama care este cocosul bun, care, ce putem să facem, cum reușim să mâncăm acea lingură de orez cât să ne aducă un aport caloric și să avem ceva energie pentru a doua zi, a fost crunt. Rund, pentru că na, prima săptămână e și normal, psihicul tău funcționează încă cu mentalitatea de acasă, încă te obișnuiești cu locul în care tu ai ajuns, încă te bucuri că, hei, entuziasm, super tare, mâine mergem la joc, mâine avem traseu, imunitate, comunicare și te-ai ajuns, bă, n-ai nimic, n-ai absolut nimic. Da, sunt multe schimbări toate deodată, din toate punctele de vedere, dar crezi că omul poate trăi cu atât de puțin? E bună întrebarea. Chiar am stat la un moment dat să vorbesc și cu Andreea Moromete de lucrul ăsta, pentru că noi acasă avem foarte multe lucruri și inutil de multe. Adică toată tehnologia asta pe care noi o avem, și eu sunt fan tehnologie, și mă tot gândeam, vrem case mari, vrem palate, vrem telefoane de ultimă performanță, vrem să facem absolut tot, să epatăm sau să ne putem depăși condiția. Și acolo n-am avut absolut nimic, ne-am descurcat foarte bine cu brio, putem să zicem. Mai greu cu partea cu spălatul, că trebuia să te speli în mare, ceea ce era îngrozitor pentru că ieșeai sărat de acolo. Un avantaj pentru tine că ai părul creț și te ajută foarte bine pentru bucle. Ceea ce nu s-a văzut, că mie mi-a crescut foarte mult părul, că se strângea din ce mai mult. Dar cred că putem să trăim și cu mult mai puțin și asta mă face să cred că am venit de acolo un om schimbat și mă bucur de faptul că nu mai sunt așa de pretențios. Adică și de când am venit acasă, deși îmi sună telefonul non-stop și mă bucură treaba asta și sper să se întâmple din ce în ce mai mult, încerc să iau o pauză de la tehnologie și să stau mai mult cu oamenii dragi mie și să împărtășim lucrurile face-to-face decât să stau pe telefon și să zic aici am făcut astăzi, hai să vedeți și voi, hai să avem comunicări, hai să ne vedem. Haideți să ne vedem live, e mult mai fain. Așa e, și să stai și tu cu tine de altfel, că sunt momente în care avem și nevoie de noi. 5 săptămâni am stat cu mine destul de mult. E de ajuns, nu? Momentan, okay. Da, pentru o perioadă de timp vreau să stau înconjurat de oameni. Știu că ești foarte apreciat și pentru felul în care vorbești, pentru că observ și asta acum, tu în competiție nici conflicte nu ai avut, cum a fost să relaționezi cu oamenii pe care abia i-ai întâlnit? Nu mi este greu să mă întâlnesc cu oameni și nu mi este greu să relaționez cu ei, asta și datorită meseriei pe care eu o practic, ca actor întâlnești zilnic cu oameni noi și tipologii de persoane diferite. Cel mai greu să zicem că ar fi faptul că trebuie să stai cu acei oameni zi de zi 24/7 și să poți să-i înțelegi. Practic noi eram niște caractere complet diferite, ceea ce ne-a ajutat destul de mult, dar ne-a și încurcat pentru că aveam foarte multe lucruri care nu se pupau, adică la un moment dat, singura dispută, în ghilimele, am avut-o cu Alin, în care am fost în opinii complet diferite, dar am preferat să am o poziție
imparțială și nu neapărat indiferentă, dar să nu dau frâu acelei discuții care oricum a fost inutilă. Adică noi chiar cu câteva secunde înainte ne-am super distrat, râdeam super tare și am zis că bun, trebuie să facem o mică ceartă, că de ce nu? Și momentul ăla a fost destul de prost înțeles de toată lumea, pentru că noi nu am mers la joc cu o energie bună, ci toată lumea s-a stat să se gândească, băi, ce s-a întâmplat acum cu cearta asta? De ce ne-am certat acum? Că nimeni nu înțelege. Și în momentul ăla am zis, ok, bun, prefer să tac, prefer să ascult, să analizez puțin situația și după să avem o discuție ulterioară în care să stabilim anumite lucruri, anumite bariere, dacă este cazul, și să putem să continuăm împreună acest show, că până la urmă suntem o echipă, dar seara dormim singuri, chit că toți acolo împreună, dar suntem un singur câștigător. Na, uite-mă că eu sunt aici, ei sunt încă acolo. Dar da, mi-a fost ușor să pot să comunic cu toți. Eu cred că toată lumea care termină competiția iese câștigătoare, pentru că câștigi altceva, nu neapărat bani. Mă, câștigi foarte, foarte multe lucruri și partea financiară, sincer, eu bag mâna în foc că nimeni n-a venit pentru treaba asta. Adică eu am zis de la început, eu vreau să mă duc pentru o vizibilitate mai bună pentru cariera mea, dar în același timp mi-am dat seama că am câștigat foarte mulți prieteni, foarte mulți oameni cu care am împărtășit foarte multe lucruri interesante în perioada în care am stat acolo, de la vacanțe, idei de vacanțe. Dan Ursa mi-a zis o grămadă de vacanțe în care aș putea să mă duc în Thailanda, prin Grecia, prin Cipru, adică tot a fost o experiență faină. De la Andreea Moromete am învățat foarte multe lucruri, de la Răzvan, de la Alin, foarte multe lucruri care m-au cizelat și m-au ajutat ca astăzi, în momentul în care ne aflăm astăzi aici, la radio, să pot să vin cu o experiență nouă și să pot să aduc un plus mie. Exact, și uite și prezența ta la radio, e o altă experiență adunată. Așa. Știu că te ghidezi și după un motto care sigur te-a ajutat și în competiție, dar cred că și în viața de zi cu zi. Ce nu te doboară te ajută să învingi. Da, și mi-a plăcut și foarte tare că în momentul în care am văzut, când am ajuns acasă acest video, vocea mea era foarte groasă și pusă foarte bine lângă acea fotografie pe care mi-a plăcut foarte tare. Și da, este motoul după care eu mă ghidez. M-a ajutat foarte mult încă din copilărie toată treaba asta, pentru că fiecare pas pe care eu l-am făcut și dacă a fost cineva sau ceva care mi-a stat în cale, nu a trebuit să calc pe cadavre, ci a trebuit să învăț să pot să trec peste și să iau lucrurile bune din lucrul acesta ca să înaintez. Uite, asta toată înseamnă evoluție și te duce și la nivelul ăsta de înțelepciune pe care l-ai acumulat acum. Da, sunt foarte zen în momentul ăsta, adică nu știu, de când m-am întors nu mai am chef de ceartă cu nimeni. Sunt super zen, râd non-stop. Mi-a lipsit foarte mult treaba asta cu râsul. Eu sunt o persoană care sunt foarte, foarte vesel, sunt glumesc și mi-a lipsit toată treaba asta, concentrarea și toată presiunea pe care ne-am avut-o acolo. Nu te ajută să fii o persoană cum ești tu în viața ta reală, deși eu am fost 100% eu. Nu venea, nu puteam să fiu cu glume mereu pentru că nu era conjunctură, adică noi eram la un moment dat super presați să ajungem la traseu și nu știai dacă plouă, dacă vine soarele, dacă vei mânca astăzi lingura aia de orez, mama ei de lingură, că trebuia să mâncăm și noi ceva. Și eu mai veneam cu o glumă și nimeni nu râdea și mă simțeam așa prost oarecum, zic, bă, ok, o să încetez puțin cu treaba asta și o să revin cu glumea acasă. Nu puteai să râzi numai tu și ceilalți să fie foarte serioși. Da, da, dar da, de altfel a fost o chestie transparentă, adică nu prea poți să fii alt om decât ești tu în realitate. Uite, și Maria Lungu a fost la noi în studio, e și ea o persoană foarte sinceră. Da, este foarte sinceră, extrem de sinceră, poate prea extrem, mult. Exact. Hai să ne întoarcem la actorie. Ce piese te-am putut vedea până acum și ce urmează pentru tine ca actor? Traseul meu în actorie este unul foarte interesant. În ce m-ați putut vedea până acum, am jucat în Shakespeare, am jucat Titania și Oberon, un fragment din piesă. Am mai jucat de la Cariani. Stai că sunt așa de multe. Sunt prea multe, nu? Sunt prea multe în momentul ăsta de față, încât nu mai știu. Oricum, ce ți amintești acum? Cu Shakespeare-ul Oberon, Titania și Oberon a fost o scenetă senzațională în care am jucat cu colega mea foarte, foarte fain și pentru mine a fost un moment în care am avut niște emoții senzaționale și acum o să zic o poveste foarte amuzantă legată de treaba asta, pentru că urcasem pe scenă, noi deja ne făcusem pregătirile de dinainte și la un moment dat aveam noi un moment ușor mai intim și îmi pune mâna pe piept, îmi bătea inima foarte tare și se panichează. Eu mă uit la ea și zic, continuă să joci.
Și a fost atât de amuzant pentru că nu s-a văzut asta din public, dar inima îmi bătea foarte tare pentru că am fost foarte implicat în acea piesă și m-am dedicat cu totul. Deși la început eu nu mă vedeam Oberon, nu mă vedeam acel erou. Și uite că toată treaba asta este cu du-te vino, pentru că și în viața reală poate noi nu ne vedem ceea ce suntem de fapt. La fel și în Survivor, deși poate nu mă vedeam sportiv sau nu mă vedeam în stare de a face anumite lucruri, zi de zi îmi dădeam seama că eu chiar pot să fac treaba asta și că sunt bun sau nu la treaba asta. Și răspunsurile au venit de la sine. Uite, de aia ziceam noi că e important să mai stăm și noi cu noi, să nu fugim tot timpul, că mai aflăm lucruri care apar așa, când nu te aștepți. Eu zic că actorii sunt foarte binecuvântați, că pot avea diverse roluri și pot fi mai multe persoane în aceeași persoană, să spunem. Da, este o zicală faină pe care am auzit-o, că un actor și-ar dori să trăiască cât mai multe vieți într-una. Și mi-a plăcut foarte mult această zicală și merg și eu pe același principiu, adică în viața reală ești doar tu și este foarte ușor contradictoriu cu toată lumea, aceea, ești fake, ești actor, tu poți să-ți controlezi emoțiile, tu astăzi cine ești, dar în viața reală ești tu, dar pe scenă e atât de fain că poți să joci absolut orice și pe absolut oricine, încât poți să-ți dai seama ce direcție vrei să iei în viață. Adică, de ce nu? Poate vreau să fiu polițist și nu am șansa de a fi polițist niciodată pentru că nu mă atrage, dar îmi dau seama prin actorie dacă aș putea să fac oare această meserie. Sau să fiu bancher. Sau, de ce nu, judecător. Uite, vezi, un fel de internship gratuit. Da. Și de altfel vreau să știu de partea asta cu online-ul. Eu cred că în online ești ca peștele în apă. Noi tot aici muncim. Care e relația ta cu online-ul? Îmi place foarte tare, ce-i drept, ca să începem așa cu partea de online. Și sincer să zic, nu credeam că o să am atât de mulți admiratori și admiratoare. Adică nu credeam că o să merg atât de bine și o să dau bine pe online, pentru că este un mediu nou, să zicem, pentru generațiile trecute, dar foarte, foarte la îndemână pentru noi, cei tineri care facem chestia asta zi de zi. Cum am și zis, stăm cu telefonul în mână non-stop și toată lumea caută să vadă ceva, să influențezi pe cineva. Urăsc treaba asta cu influencing-ul, nu suport pe nimeni care zice că poți să nu influențezi pe nimeni, tu te influențezi pe tine. Și în momentul în care am început în reclame, în momentul în care am început să mai apar la pe sticlă și să fac lucrurile de genul ăsta, am văzut că lumea mă percepe de undeva. Băi, te știu de undeva, te-am văzut undeva, știu cine ești. Și zic, a, da, super tare. Și mai ales că background-ul meu de muncă, de exemplu, nu a fost în actorie sau în arhitectură toată viața. Adică am fost în retail, am lucrat într-un job în magazine de mass market, în care eram pe partea de management și de styling, în care lumea a văzut oarecum ținute pe la mine, a văzut că mai îmbrăcam persoane la anumite evenimente sau în anumite situații și erau, ah, ok, te știu de undeva, stai că îți dau un mesaj pe Instagram. Perfect, te rog, vino! Așa se fac legăturile, vezi? Da. Și foarte fain. E bine să știi câte puțin din fiecare măcar. Da. Dar nu vreau să te las, că totuși am trecut de la un subiect la altul. Unde te vedem data viitoare pe scena teatrului? Unde ne vedem data viitoare? Momentan am câteva proiecte pe care le discutăm împreună cu cei de la Anima. Noi am făcut o companie artistică, eu cu câțiva colegi de la actorie. Am zis că de ce nu? Suntem tineri, suntem mișto, suntem faini. Haideți să facem ceva pentru a putea să lăsăm și noi mai departe niște proiecte, niște lucruri în spate. Și împreună cu colegii am făcut această companie artistică Anima, unde avem proiecte, printre care am avut Un metru de dragoste, o piesă pe care noi am jucat-o la Sala Dales și la Teatrul Dramaturgilor. Urmează să mai avem și alte proiecte acum că m-am întors și Denisa și Florin, sunteți gata să continuăm acum ce am început? Noi pregătim câteva proiecte foarte interesante și noi încercăm. Denisa e foarte bună la scris, ia anumite piese, încearcă să modifice anumite lucruri sau să se inspire din anumite pasaje, să facă personaje noi, să contureze anumite povești care să ne ajute. Și asta ne dorim noi acum să facem, să punem în scenă, în primul rând, niște piese de teatru noi. Dar unde o să mă mai vedeți, sper că pe sticlă curând și de genul în alte proiecte interesante care să curgă mai departe. Așa să fie. Evident că te mai așteptăm aici cu alte noutăți, dar te putem urmări și pe rețelele tale de socializare, unde aflăm mai multe detalii de acolo, nu? Cum te găsim mai exact? Pe Instagram sunt under.vibes. Iar pe Facebook sunt Andrei Neagu. La fel și pe TikTok, Andrei Neagu, Sander.vibes, acolo mă găsiți.
Încă nu am foarte multă activitate pe TikTok, dar curând o să fac toată treaba asta. Sunt foarte multe proiecte care vin peste mine și mă bucură foarte mult. Încă nu sunt copleșit de situație, ceea ce este foarte interesant. Dar de când m-am întors, băi, îmi sună telefonul non-stop. Îmi sună telefonul. E de bine. E de foarte lasă bine. Să-l sune. E de foarte bine. Știi cum era pe timpuri că erau fetele acelea la emisiune care vreau să sune telefonul, da, așa da, și da. Eu fac anunț. Vreau să sune telefonul. Și cu vești bune și cu informații care să te ajute pe viitor. Da. Așa că dacă nu îl urmăriți încă, dați-i acolo un follow să vedeți ce vă pregătește pe mai departe. Andrei, mulțumesc mult tare că ai fost astăzi alături de noi în studio. A fost o discuție real plăcută și bineînțeles te așteptăm și să te urmărim și la teatru pe scenă. Doamne ajută, vă chem și vă chem acolo la teatru unde mă simt ca peștele în apă. Așa. Mulțumim încă o dată, iar pe tine te las cu Imagine Dragons, Arcane și Enemy aici pe 3net. Enjoy!